Marți, 15 august, de adomnirea Maicii Domnului, ziua Comunei Cozmești și a satului Componem Bălești, a fost sărbătorită printr-un regal folcloric. Deschiderea oficială a evenimentelor a făcut-o plin de emoții primarul Hristache Sima. Cu această ocazie au fost premiați cei mai buni elevi din comună și sărbătorite cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Domnule primar, la câta ediție ne aflăm la zilele satului? Ne aflăm la 10-a ediție a sărbătorii Comunei Cozmești. Este o sărbătoare pentru toți cetățenii din comuna noastră și nu numai. Avem invitați din Republica Moldova, o comună cu care noi avem un parteneriat de colaborare. Avem invitați de la Consiliul Județean, de la Prefectură. Sperăm ca toată lumea să se simtă bine în această zi. Ziua de azi reprezintă și hramul satului Bălești, iar noi am căzit de cuvință ca după amiază, după ce oamenii se reîntorc de la biserică și în gospodăriile lor, să le oferim o clipă de răgaz, o clipă de plăcere, să zicem. E practic hramul bisericii din sat, nu? Da, este hramul bisericii din satul Bălești. Dumneavoastră ați început acest gen de, sau ați reviat acest gen de ziua satului? Da, da, putem zice că suntem, suntem de 10 ani pe meleagurile acestea sau în funcția respectivă. Sunt 10 ediții, eu sunt prezent de 10 ani în comunitate. Nu, primar sunteți mai de mulți ani. Nu, de 10 ani. Adică din primul an de mandat da, ați făcut da, și da. Prima ediție? Da. Pentru că am fost mai în fiecare an aici și de-aia. Sunt aici datorită cetățenilor care și-au dorit să schimbe ceva în comunitatea lor. Se pare că au apreciat câtuși de puțin că eu pot fi alături de ei și pot să-i sprijin mai în toate problemele cu care ei se confruntă. Cele care nu le putem rezolva, apelăm la alții pentru a ne ajuta să venim în sprijinul lor de fiecare dată. Mulțumim și mult succes! Vă mulțumesc mult, vă dorim și dumneavoastră sănătate multă și sperăm ca pe parcursul acestei zile să vă simțiți bine în Comuna Cozmești. Artiști care ne vor încânta cu melodiile lor, sperăm ca dumneavoastră la sfârșitul acestei sărbători să vă bucurați de această zi pe care ați așteptat-o un an de zile. Sărbătoarea noastră se va încheia la ora 22:30, când va avea loc o tombolă a sărbătorii Cozmești, așa cum am făcut în fiecare an. O să vă spunem pe parcursul acestei sărbători modalitatea de a intra în posesia bonului respectiv pe care o să-l completați, o să-l puneți în urna respectivă care este în fața noastră aici jos pe iarbă, iar la momentul oportun, la sfârșit, la 22:30, veți afla și premiile pe care de care vă veți bucura. Sărbătoarea noastră se va închide cu un frumos foc de artificii. După cum am văzut, a fost frumos și ați fost surprinși la sfârșitul fiecare sărbători pe care noi am organizat-o. Sperăm că anul ăsta să țină vremea cu noi și așa se pare. Anul trecut a fost o zi mai puțin frumoasă, dar nu poate fi tot timpul excelent. I-am invitat cu mare drag. Cred că cu toții ne dorim să ajungem să avem 50 de ani de căsnicie. Chiar cred cu tărie că putem lua multe din exemplele sau din putem învăța lucruri frumoase de la ei, pentru că au o experiență de viață. Primăria Cozmești, împreună cu Consiliul Local, vă felicită. Vă doresc sănătate multă și să dea Dumnezeu să ne întâlnim în fiecare an în acest loc. Asta pentru doamna. Doamna Bârdan, vă rog, la mulți ani. Sănătate multă! Domnul Bârdan, aveți această placă în partea noastră.
Domnul Horvotă, doamna Cristi, dar îi dați dumneavoastră buchetul de flori, da? Popovici, o să îi ducem acasă noi. O să vă rog să-mi dați voie să citesc ce scrie pe această plachetă pe care o primește fiecare familie. Căsătoria este un legământ sfânt, iubirea, o dăruire reciprocă și necondiționată, căsnicia, binecuvântarea dată de Dumnezeu, să trăiți în continuare în înțelegere, îngăduință și dragoste. La mulți ani! Domnul Coman, poftiți? Felicitări, doamnă! Dă mâna ca bărbații! La mulți ani și vă doresc sănătate multă! Din dorința ca și aceasta a 10-a ediție a manifestării să fie organizată impecabil, primarul a urmărit atent toate micile detalii, ospitalitatea gazdelor fiind deja proverbială. De altfel, a fost un spectacol de care toți locuitorii satelor comunei Bălești, Fâstâci, Cozmești și Hordilești s-au arătat a fi mândri și pentru care mulți se întorc de pe alte meleaguri pentru a petrece acasă alături de cei dragi. Și-a dat concursul artiștii Tisi, Adriana Ochișanu, Nadia Duluman, Vasilica Tătaru, Anda Scutelnicu, Fanfara Stemnicul din Cozmești și în punctul culminant, grupul etnofolcloric Daci din Republica Moldova, care a ridicat de pe scaune pe toți spectatorii, chiar și pe cei în etate. Seara s-a încheiat cu un superb foc de artificii. Această formație de copii care aparține școlii gimnaziale Cezar Botez nu s-ar fi putut încheca cât de cât, mai au copii foarte mult de muncit. Sperăm să ducem mai departe tradiția comunității noastre, tradiția satului, prin cei tineri. Nu s-ar fi putut realiza decât cu sprijinul domnului Raicu Maricel, care îi coordonează de fiecare dată și a înțeles și înțelegem cu toții că trebuie să muncim ca să avem. Vă mulțumesc, domnule Raicu! Thank you.
o mână de ajutor formidabilă pentru înființarea acestei formații de fanfară a tinerilor din Făstici, satul Făstici, comuna Cosmești, județul Vaslui. Și mi-amintesc că acesta a fost unul dintre proiectele de bază dezvoltate de domnul primar Sima Hristache în cadrul activităților culturale-artistice de aici, de la dumneavoastră din Cosmești Vaslui. Mulțumim tare mult pentru programul prezentat. Sănătate, băieți, și toate bune. Să ne vedem cu bine, cu bucurie. Să știți că nu întâmplător port pălărie. Sunt vreo 2 săptămâni de când am fost primit în ordinul pălărioșilor din Câmpul Lung Moldovenesc. Am acasă obiectul de bază, în semnul de bază al intrării mele în acest ordin al pălărioșilor din Câmpul Lung Moldovenesc, și am observat aici în rândul tinerilor dumneavoastră dansatori câțiva pălărioși. Haideți în scenă, băieți! Oh, dar sunt și fete. Ce fain, da? Haideți mai la mijloc, mai la mijloc. Mai încoace, da. Să pregătesc să vă prezinte dumneavoastră niște dansuri frumoase. Sunt copiii dumneavoastră, tinerii dumneavoastră de aici, din Cosmești, pregătiți sigur de domnule profesoare care vor apărea și dumnealor aici în scenă. Chiar vă invit cine, instructorii acestor formații. Era cineva care vrea să spună și câteva vorbe. Haideți încoace, de ce? Sunt copiii de la școala gimnazială Cezar Botez Făstăci. Formația se numește Flori de Mai, pentru că este luna în care s-a reînființat și la care concurs am participat Ritmurile Tinereții și am ocupat locul 2. Ne rugăm și vă rugăm să ne susțineți, pentru că sunt emoții foarte mari. Mulțumim frumos! Și după aceea urmează un alt ansamblu de dansuri, da? Sunt 4 dansuri tradițional rome. Da, și după aceea? Tot ei vor dansa. Și după care urmează corul școlii gimnaziale Cezar Botez, condus de doamna profesor Mihaela Baciu. Doamna Mihaela, o să fie la momentul oportun aici în scenă, împreună cu tinerii care fac parte din acest cor. Apoi, succes! Aveți grijă de pălării, nu trădați ordinul pălărioșilor! Succes! Dita mamu kibori, kibori da kibori, kaveleske baktali, deva baktali. Dita mamu kibori, kibori da kibori, kaveleske baktali, deva baktali. Love it.
Hai țigane, hai la 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 la, 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 hai la 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 la. O țigancă mi-a ghicit că o să am noroc de bani și o să-mi găsesc fericirea într-o șatră de țigan. Și mami era la 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 la.
mania, da.